Poliția rutieră nu mai face publice acțiunile din trafic. Este decizia șefului direcției rutiere care vrea să-i prindă ca din fașă pe șoferii care încalcă legea. Astfel, dacă până acum conducătorii auto aflau din presă unde sunt amplasate radarele sau ce acțiuni întreprind polițiștii de la rutieră pe drumurile publice, de acum încolo se vor trezi cu poliția pe șosele, pe nepusă masă. Decizia șefului direcției rutiere vine în urma faptului că a crescut numărul accidentelor rutiere cu urmări grave, ce au ca principale cauze inconștiența la volan și lipsa unei educații rutiere solide. Au fost zile în care numărul accidentelor a depășit media, iar ca exemplu poate fi dată ziua de 9 august, când s-au înregistrat 21 de morți.